Bună, dragi copii! Ne bucurăm tare, tare mult să ne vedem din nou. Sunt aici alături de prietenul nostru, Ștefi. Salutăm copiii? Hai să-i salutăm. Facem cu mâna. Alex este plecat. Am ales să începem emisiunea noastră într-un mod diferit. De data aceasta, eu cu Ștefi ne vom ruga pentru... Pentru ce ne rugăm? Ne rugăm pentru Tobe. El va fi un mare, un mare, mare slujitor al Domnului. Așa e? Ne rugăm pentru Tobe. Te rogi tu? Bun, hai cum ne punem mânuțele. Hai să le arătăm și copiilor cum ne rugăm noi doi. Pasul 1. Punem mânuțele așa, da? Sau așa? Nu, așa. Și ce facem după aia? Închidem ochii? Închidem ochii. Eu am să țin unul deschis ca să-l văd. Tu să-i închizi pe amândoi, da? Tu ești pocăit. A, așa. Hai să punem mâinile și ne rugăm pentru Tobe. Hai, roagă-te tu. Voi l-auziți cum se roagă? Doamne, îți mulțumim frumos pentru... Pentru Tobe. El va fi un toboșar foarte iscusit. Și pentru ce vrei să mai ne rugăm? Pentru ce mai mulțumim lui Doamne, Doamne? Încă ceva. Noi suntem pe parcarea bisericii, unde ieri am ținut slujba. Și am ales ca astăzi să filmăm emisiunea de aici, fiindcă ne plac tobele. Corect? Și ce-ți mai place? Acum încercăm să aflăm la ce va cânta el când va fi mare. Chitară? Până una alta, ce instrumente vă plac? Hai să ne uităm la cameră. Ne uităm la cameră. Ce vrei să mai spunem copiilor? Le spunem să fie cuminți? Să asculte de părinți? Hai mai spate un pic și fă-le cu mâna. Hai mai încă o dată de aici, de pe scaun. Hai să mai pornim de pe scaun încă o dată. Hai aici pe scaun și du-te și le faci cu mâna. Și le spui start emisiune. Hai aici, hai aici. Hai, Ștefi, aici. Așa. Acum că am aflat ce îi place lui Ștefi, cred că este timpul să dăm startul emisiunii. Frate Ștefi, dai tu startul emisiunii? Lași tobele pentru 3 secunde? Dăm start emisiunii sau nu? Dăm? Ok. La cameră și hai să dăm startul. 3, 2, 1. Start emisiune! Să începem! Start emisiune! Bun, dragii mei, Ștefi a trebuit să meargă la somnic, iar nouă nu ne rămâne nimic altceva decât să începem să continuăm povestea noastră despre noul rege care domnește peste izraeliți. A schimbat fundalul, a trebuit să vină aici, fiindcă trupa face niște repetiții. Vă mai aduceți voi aminte despre cine este vorba? Care e acel rege? Ia să înșoptiți și mie, fiindcă eu nu prea îmi mai aduc aminte. Despre cine era vorba? Despre cine? Mulțumesc! Da, vom continua povestea regelui Saul. Să vă spun ceva despre acest Saul. Atât timp cât el a ascultat și s-a lăsat condus de Dumnezeu, a fost un rege foarte bun și iubitor de popor. Dar atunci când acesta a încetat să mai asculte de Dumnezeu și a ales să depărteze de el, ce credeți că s-a întâmplat? Ce credeți? Vă spun eu ce. Lucrurile au început să meargă din ce în ce mai rău, atât pentru el cât și pentru poporul pe care îl conducea. Pentru o vreme, Saul nici nu a mai vrut să audă de Dumnezeu și făcea doar ce îi convenea lui. Tot ce îi trecea prin minte, doar să nu audă de Dumnezeu. Și atunci, când face doar ce vrem noi și nu facem ceea ce ne cere Dumnezeu, nu e prea bine. Așa e sau nu e? Da, așa e. Poporul izraelit a început să vadă comportamentul lui Saul și a început să regrete că Dumnezeu le-a dat un asemenea rege.
În tot acest timp era mare, mare agitație printre israeliți și Samuel, bătrânul Samuel, s-a retras în casa lui și într-una dintre zile Domnul i-a vorbit zicându-i. Ia ascultați ce i-a spus Domnul lui Samuel. Du-te și umpleți cornul, adică un pahar făcut dintr-un corn, cu un de lemn și mergi la Betleem, la Isai, căci am ales ca rege al lui Israel pe unul dintre fiii săi. Samuel, la auzul acestor vorbe, l-a întrebat pe Dumnezeu, cum să fac așa ceva? Saul va afla că vreau să aleg al rege și mă va omorâ. Dar Dumnezeu a ținut cont și de asta și l-a învățat pe Samuel ce și cum să facă fără să dea de bănuit. Dumnezeu i-a spus să ia cu el un vițel și dacă îl va întreba cineva ce face și unde merge, să spună că duce o jertfă Domnului. Dumnezeu i-a mai spus lui Samuel să îl cheme la jertfă și pe Isai, împreună cu fiii lui și la momentul potrivit îi va spune ce are de făcut mai departe. Samuel, să știți că a făcut întocmai cum a zis Domnul, a luat vițelul și s-a dus să ducă jertfă Domnului. În momentul când bătrânii cetății Betleem au aflat de Samuel, s-au speriat și neștiind ce se întâmplă. Au mers la el și l-au întrebat. S-a întâmplat ceva? E de bine? E de rău? Samuel a făcut exact cum i-a zis Domnul și le-a răspuns că a venit doar să aducă o jertfă Domnului și le-a spus și lor să vină cu el, să meargă împreună acolo să ducă jertfa. Printre acești bătrâni era și Isai, cu cei 6 fii dintre cei 8 pe care i-avea. Samuel s-a uitat după fiii lui Isai și când l-a văzut pe Eliab, cel mai mare dintre ei, un tânăr foarte chipe și puternic, și-a zis în gând, negreșit, acesta este fiul ales de Domnul ca să fie noul rege peste izraeliți. Dar Domnul i-a zis, nu te uita la înfățișare și la statură, ci uită-te la inima omului. Atunci Samuel s-a retras și a căutat cu privirea printre ceilalți fii al lui, Isai, încercând să ghicească parcă care o fi acel fiu pe care Domnul vrea rege. A încercat el cât a încercat să-l identifice, dar se pare că nu a reușit. În cele din urmă s-a apropiat de Isai și l-a întrebat dacă aceștia sunt toți fiii pe care îi are. Isai i-a răspuns, nu sunt toți fiii pe care am. Să știi că mai am unul pe care îl cheamă David, dar nu este aici, fiindcă l-am trimis să pască oile, undeva afară din cetate. Trimite de grabă să vină la mine, a zis Samuel. Când a venit cu el, Samuel a văzut că era un băiat cu păr bălai, cu ochii senini și cu trăsături foarte, foarte frumoase. Atunci Dumnezeu i-a spus lui Samuel să se apropie de acesta, căci el este cel ales ca să fie rege. Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în fața fraților săi și în fața tatălui, în fața lui Isai. Din ziua aceea, Duhul Domnului l-a părăsit pe Saul, cel care era rege, și a coborât peste David. După ce Samuel a împlinit cerința Domnului de a alunge pe David ca rege, s-a întors înapoi la casa lui. Iar pe Saul, să știți că Duhul Domnului l-a părăsit. A început să fie foarte rău chinuit de un duh rău. Acest duh îl făcea să sufere zi și noapte. Cumplit. Se pare că nu își mai găsea liniștea nici de cum. Slujitorul lui au văzut neliniștea care îl încerca, dar nu au putut să facă nimic să-l înveselească. Să știți că au încercat în toate felurile. În cele din urmă, au îndrăznit să meargă la el și să îl întrebe pe acesta despre starea lui, să discute cu el, față în față. Aceștia i-au spus lui Saul, care încă era rege, că poate cere orice își dorește el și ei îi vor îndeplini. Slugile lui i-au mai spus că îi vor căuta un om care știe să cânte foarte bine la harfă și în acest mod poate își va găsi liniștea. Saul a căzut pe gânduri, dar în cele din urmă și-a ridicat capul și a zis, fie cum ziceți voi, găsiți-mi un om care să știe să cânte bine la harfă și aduceți-l la mine. Unul dintre slujitorii lui Saul a făcut un pas înainte, s-a apropiat de acesta, de Saul, și a zis că
unul dintre fiii lui Isai din Betleem știe să cânte la harfă ca nimeni altul. Pe lângă asta este neînfricat, puternic, frumos la chip și știe să vorbească cu mare, mare meșteșug. Și Dumnezeu este cu el. Saul a trimis niște slujitori să meargă după acest David și să-l aducă la el. Când oamenii trimiși de Saul au ajuns la Betleem și i-au spus lui David rugămintea regelui Saul, Isai nu a ezitat și a început să își pregătească fiul de mare întâlnire cu regele Saul. A luat un măgar, l-a încărcat cu pâine, a mai pus pe el un burduf cu vin și un ied și le-a dat lui David drept cadouri din partea sa pentru regele Saul. Oamenii lui Saul au luat pe David și împreună cu acesta și cu darurile primite de la Isai au pornit înspre palat. Au lăsat caii la grajduri, după care l-au luat pe David și s-au înfățișat înaintea regelui. Saul, să știți că l-a plăcut mult pe David și ca semn al prețuirii lui, regele i-a dat porunca ca să îi poarte armele, după care a trimis pe unul dintre slujitorii săi înapoi la Isai, tatălui David, ca să îl roage pe acesta să îl mai lase pe David în slujba lui. Din acel moment, ori de câte ori duhul răul tulbura pe Saul, David punea mâna pe harfă și cânta melodii liniștitoare pentru sufletul lui, iar Saul parcă dintr-o dată se simțea ușurat. Bun, dragilor, cred că va trebui să încheiem povestea noastră aici și cred că mulți dintre voi știți despre ce o să vă povestesc în episodul următor. Nu știți? Despre acel David care s-a luptat cu... Gata, nu vă mai spun. Haideți să ne rugăm rapid, după care să desenăm ceva. Ce ziceți? Sunteți de acord? Bun, haideți să ne rugăm. Doamne, îți mulțumesc frumos pentru emisiunea de astăzi și pentru timpul acesta frumos pe care Tu l-ai îngăduit ca eu să pot înregistra emisiunea afară. Îți mulțumesc frumos pentru fiecare copil care a urmărit emisiunea și te rog să îi fii alături și să lași binecuvântările Tale peste el. Acum, haide, continuă Tu rugăciunea. Domnul Iisus este chiar lângă Tine și ascultă. Acum, înainte să ne apucăm de desenat, să vedem ce mi-ați mai trimis voi pe WhatsApp la 0774-920-981. Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Amin. O, Doamne, bun Părinte, aș vrea să-Ți mulțumesc. De soare, ploaie, pâine, ce zilnic le primesc. De harul Tău cel mare, cu sângele vărsat, curat prin el cu Tine, trăi-vă neîncetat. Amin. Acum vom desena o harfă ca și cea a lui David. Ok? Harfa e un instrument muzical cu coarde și arată cam așa. Cu siguranță voi o să o faceți mult mai frumos.
Una. Să facem așa. Ia să-mi spuneți voi mie, cât dintre voi ați văzut o harfă? Sau ați auzit chiar cântând pe cineva la harfă? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Și cu această harfă, David i-a cântat lui Saul de fiecare dată când se simțea trist. Să facem și niște note. Bun, dragii mei, încheiem aici episodul cu numărul 30 și țin să vă mulțumesc că ați avut răbdarea să rămâneți cu mine până la finalul acestui episod. Rămâne să ne vedem în episodul următor, unde vom povesti despre David. Să fiți binecuvântați! Pa!